după masa asta meritam mai mult. Am făcut un meci bun, am început puțin mai slab, dar după aceea ușor, ușor lucrurile au mers bine, am avut ocazii mari, meritam mult mai mult. Trebuia să câștigăm meciul, dar asta e, ăsta e fotbalul și ce putem face? Să... Câteodată e dureros, dar trebuie să acceptăm lucrurile și o să găsim ce am făcut mai puțin bine, o să încercăm să îmbunătățim și mai mult lucrurile bune și să fim mai pragmatici, mai în fața porții, să fim mai efectiv, mai bine, mai concreți, mai bine și să marcăm și să câștigăm meciul. Hagi nu a vrut să comenteze prea multe despre arbitraj. Nu intru, nu comentez, îi respect, ne respectăm, dar a fost offside. Din păcate, asta nici asta nu pot să omit, în restul nu comentez absolut nimic. Eu trebuie să-mi văd ale mele echipa să facă lucrurile mai bine, să marcăm goluri, să nu ratăm atâtea de multe ocazii clare în fața porții și probabil vom câștiga meciurile. FC Farul a avut 5 ocazii clare de gol în meciul cu FC Argeș. Fotbalul așa e, știi cum e. Poate fi. Câteodată nu intră, nu ești fin în fața porții sau ai ghinion. Sau... Dar eu cum nu prea vorbesc de ghinioane, de noroc și de toate, na. Sunt momente și momente când îți intră, când nu intră, și... dar noi trebuie să continuăm, să muncim bine, să strângem rândurile și să mergem înainte. E singura oară când am făcut-o și i-am felicitat. Echipa de la Malul Mării rămâne fără victorie în cele 7 deplasări.